Meseria nu mai este brățară de aur în vremurile noastre. Școlile profesionale aproape lipsesc, tinerii nu vor să mai învețe meserii, iar plata este cu mult sub cea de peste granițe. Așa se face că pentru multe joburi nu se mai găsesc specialiști. În plus, mii de meseriași au plecat în străinătate pentru un trai mai bun. Același lucru se întâmplă și la nivelul județului Buzău, unde, deși are șomeri cu miile, mulți angajatori nu găsesc forță de muncă pentru unele meserii. Vorbim despre Sudor și Lăcătuș, care cel puțin la nivelul județului nostru lipsesc cu desăvârșire. Conducerea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Buzău confirmă lipsa forței de muncă perfecționată pe astfel de meserii. Se ocupă foarte greu locurile de muncă din domeniul industriei grele, prelucrătoare și în domeniul construcțiilor, zidarii, faianțarii sau lăcătușii sau frezorii, rabotorii, deci domeniile acestea specifice de prelucrare a metalelor, care este aproape imposibil să mai găsești forță de muncă. Ca să vă dau, folosim cuvântul imposibil, în constructură profesională, care înseamnă imposibil aproape județul Buzău, sudorii. Nu se mai găsesc sudori deloc. În vara acestui an, un raport al Institutului Național de Statistică arăta că în luna martie 2017, Buzăul se află printre primele 4 județe cu cea mai mare rată a șomajului, înregistrând un procent de 9,38%. Recent însă, reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că numărul de șomeri s-a mai redus. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Buzău, rata șomajului la acest moment este aproape aceeași cu cea înregistrată în 2006. 7,6%, discutând pe cifre rotunde, de aproximativ 18.000 de persoane aflate într-o formă de evidență și plată, dintre care 15.500, iar pe cifre rotunde discutând, beneficiare al venitului minim garantat. Reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Buzău spun că cele mai multe locuri de muncă ce se ocupă foarte repede sunt cele din domeniile prestări, servicii și comerț.